Strohmeier pe care Grigoraș l-a făcut mijlocaș stânga. Aici a dat cel mai bun randament, aici însă pierde o minge și le enervează pe Dorinel Munteanu. Maxim cu piciorul stâng peste bară. Neagu, într-adevăr, a văzut foarte bine Tudor, a căzut când a simțit că pierde controlul balonului și își lasă echipa descoperită. Maxim pentru Răduț, no. Ba da, Tudor dă penalti, nu cred. Să vedem reluarea, nu sunt convins că a fost, mi s-a părut că Răduț a căutat contactul la acest duel cu Brăneț. Tudor însă dă lovitură de la 11 metri, zi, dacă are dreptate. Da, pare să fie totuși penalti, o imprudență făcută. Maxim și este 1-0 pentru Pandurii Târgu Jiu. Voiculeț, șutul lui Voiculeț, blocat ca la hockey de Sergiu Costin, formidabilă reluarea lui Răduț, fază de minge grea pentru Vlad, Incango ratează preluarea, Incango, ce ocazie risipul lui Sergiu Costin, acțiunea continuă cu Ibeh, Nistor, încă un șut la distanța lui Nistor, pe lângă vincul. Matulevicius este nemulțumit, are și motive, cred. Un minut de prelungire pentru o primă. Iată-l pe Iorga încercând să dribleze. Trece de Viera. Iorga cu un șut bun care sare din pieptul lui Mingote. Vine pena și este penalti. Greșeala lui Mingote aduce un penalti pentru Oțelul Galați. Al doilea penalti pe care Pena îl obține în acest sezon. Minutul 60. Introducerea lui Iorga schimbă imediat lucrurile. Greșeală însă neașteptată a lui Mingote, care apoi îl cosește clar pe Iorga. Mingote se și resimte. Îl cosește clar pe Pena. Greșeală mare făcută de Mingote. Greșeală mare, tocmai spuneam că este un portar care gafează destul de rar. Iorga. Și este 1-1. Intercepția lui Beck, iată-l acum pe Maxim, sprintează extraordinar și primește Butagin. Karim șutează din prima, execuție pretențioasă, destul de bună. Și ce viteză are acest francez. Într-adevăr, iese Matulevicius. Și intră Lemnaru, un fotbalist care... Încoată foarte bine Maxim scoate doi adversari din joc, Maxim îi pasează lui Karim, gol! Magnific! Marcat de francezul de la Pandurii Târgu Jiu, Maxim. Ce șut, prieten! Ce execuție, fabulos! Ce execuție, prieteni! Ce fotbalist! Un jucător care dă două goluri în acest mod, în puținele minute în care a apărut. Karim pentru Lemnaro, bară a gorjenilor! Nu este offside. Și atât pe Lemnaru, ce frumos rezolvă faza, ce frumos are ghinion, mare ghinion la această acțiune. Periculos pentru echipa lui, Pena, atenție la Incango, care restabilește egalitatea, 2-2, Bruce Incango marchează în minutul 90, greșeala lui Voiculeț îngroapă eforturile gorjenilor. A treia etapă consecutivă în care Incango reușește să înscrie într-un moment în care meciul părea pierdut de Oțelul. Ce înseamnă fotbalul? Lemnaru trimite în bară și la doar câteva zeci de secunde distanță, Incango restabilește egalitatea. Doi oameni de bază pentru Pandurii Târgu Jiu, Mingote
și Voiculeț sunt cei care fac greșelile care permit Oțelului să înscrie două goluri. Care au alergat până la epuizare. Două echipe bine organizate, două echipe care sunt orientate spre fotbalul ofensiv. Pandui Târgu Jiu, Karim, extraordinar! Extraordinar, Karim Butagin! Minutul 92! A descoperit un nou super jucător, Pandui Târgu Jiu, dublă de senzație a lui Karim Butagin, minutul 92! Execuții. Haideți să-l naturalizăm, prieteni! De acum încolo, cu siguranță, Karim Butagin va fi un jucător cu care Grigoraș va începe